Antrenorul echipei Pandurii Târgu Jiu, Edi Iordănescu, este optimist înaintea partidei cu Târgu Mureș. Tehnicianul gorjenilor îi așteaptă la Târgu Jiu și pe cei 4 jucători convocați la echipa națională, fotbaliști care au șanse foarte mari să facă parte din primul 11. Edi Iordănescu spune că cei de la ASA Târgu Mureș au un antrenor cu experiență, iar partida va fi una interesantă. Mare parte și-au păstrat nucleul principal. Să nu uităm de necesitatea pe care o au și ei, de puncte și presiunea pe care o au referitor la urmăritoare. Deci ei vor avea un joc extrem de la care așteaptă extrem de mult, vom avea o poziție. Au și un antrenor care, în ciuda faptului că în trecut ați văzut că au mai fost și ceva declarații publice, înțepături, cum vă place să spuneți dumneavoastră, eu am tăria să spun că are și calitatea și capacitatea și experiența necesară să își reușească îndeplinirea obiectivului, să ducă echipa în play-off și acolo sigur să facă o figură frumoasă, un antrenor cu experiență, un antrenor care a demonstrat în trecut multe lucruri bune. Cu toate acestea, Iordănescu are încredere în elevii săi. Noi avem încredere, așteptăm cât mai repede să vină băieții de la lot, să reușim în aceste 2-3 zile să punem la punct ultimele detalii, pentru că sunt foarte multe lucruri care ar trebui să personalizăm în pregătire zilele astea, să, așa cum am spus, e bine să fie sănătoși, și am zis măcar acest scenariu pozitiv că sunt sănătoși, și să pregătim jocul cât mai bine. Va fi un joc care, clar, oricărui rezultat, însă personalitatea, noi trebuie să o arătăm în joc, de atitudinea și, nu în ultimul rând, în mod special, eficiența, dacă e nevoie, chiar pragmatism, să facă ca noi să plecăm de acolo matematic intrați în pleu. Partida dintre ASA Târgu Mureș și Pandurii este programată pentru ziua de vineri, însă oficialii gorjenilor au cerut amânarea meciului.